Sau oameni buni, eu sunt Alex, bine v-am găsit la un nou episod, de tutoriale. În episodul de azi o să vă arăt cum te-au landat și Short Track Master 2. Intrăm pe Google, o să vă lanț un... Ba nu, nu o să vă lanț niciun link în descriere, că pentru că e foarte ușor, intrați pe Google, se scrie Ocean of Game, așa se scrie. Dați așa, mai reclama mătii. Da, dați pe primul rezultat, scriu Euro Truck Simulator 2 și dați căutare. O să dați eu și al doilea rezultat este ăsta, dați aici, eu l-am deja, dați în jos, dați acesta este, nu știu dacă este multiplayer, l-am încercat. Este un pic versiune un pic mai veche, dar are 2 giga parcă, dar se descarcă rapid, dacă aveți internet bun se descarcă rapid. Vă trebuie 2 giga RAM și un procesor măcar i3. Un calculator de gum. Aici o să vă apară câteva reclame aici, aici vă scrie step 1 până la 3. Faceți așa, uite, până la 3, când ajunge la 3 o să apare ceva, un leu parcă sau ceva apare și atunci o să dau la întâiasă, step 3, ultimul step. Acum uitați, să dat, uitați, are 667 de megabytes. Să văd, dați în download unde vi s-a descărcat și scrieți Euro Truck Simulator 2. Stai, dați un minut să-l caut și eu, să-i de unde l-am pus. Ăsta cred că este, bă, nu se sabă, uitați, ăsta este ETS2. O să stați un minut să-l sau dacă... uitați, aici nu mai... trebuie să mă așteptați aproape nimic. Cred că aici l-am pus, bă, nu l-am pus aici. Aici l-am, bă, nu. În fine, dați aici, luați ăsta, îl puneți pe ecran, unde vreți să-l puneți, îi dați setup, next, și așa ați instalat și pe aia, vă faceți un cont și vă jucați. Pa, pa!